Suntem în studio la Flux TV. Invitatul nostru este Radu Bușil, proaspăt președinte al Asociației Juriștilor Creștin-Democrați. Adunarea de constituire acestei, de reorganizare acestei structuri a avut loc chiar sâmbătă, 3 octombrie, și astăzi discutăm cu noul lider acestei structuri. De ce ați constituit o organizație a juriștilor creștin-democrați, mai ales că sunt atâtea asociații în care se reunesc juriști, avocați, iată încă una creștin-democrată. De ce? Deci, în primul rând, am constituit această asociație un an în urmă, în anul 2008, la inițiativa mai multor colegi de mei, juriști, avocați, specialiști în drept, licențiați, masteranți, anume pentru a susține păturile vulnerabile în ceea ce privește asistența, acordarea informației juridice și asistență în respectarea și promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor în Republica Moldova. Am văzut că una dintre scopurile, unul dintre scopurile activității acestei asociații este acordarea asistenței juridice și am înțeles că acordați această asistență juridică pe gratis, adică fără a percepe o taxă. Cine sunt persoanele care pot beneficia de acest serviciu al dumneavoastră și cu ce probleme anume se pot adresa? Că în ce domeniu, ce fel, pentru ce chestiune acordați asistență juridică gratuită? În primul rând trebuie să spun că noi suntem o echipă de juriști care ne-am propus din start să acordăm consultații juridice gratuite pentru păturile social vulnerabile din Republica Moldova. Chiar avem o prevedere în statutul nostru la acest capitol. În primul rând, asistența juridică o acordăm în cele mai simple domenii. Spre exemplu, la încheierea unui contract, ca o persoană să cunoască ce drepturi și obligații dobândește din la încheierea unui contract, chiar fi el și cel mai simplu, spre exemplu, contractul individual de muncă, sau la încheierea căsătoriei, ce obligații și drepturi nasc din aceste contracte. Până la reprezentarea în instanțele judecătorești, noi acordăm această asistență juridică absolut gratis, pentru fiecare persoană, indiferent de situația lui financiară. Iar din moment ce această persoană trebuie să depună cerere de chemare în judecată, noi recomandăm din membrii asociației un avocat cu experiență, care ulterior încheie un contract de asistență juridică cu această persoană și îl reprezintă, credem noi, cu succes în instanțele judecătorești, începând de la instanța de judecată până la Curtea Supremă de Justiție. Deci, serviciile acordate de avocat în instanțe, în proces, sunt contraplată. Sigur că acolo implică mai multe cheltuieli și de transport, și de taxa pentru participare la judecat, taxa de stat, oferirea, dispunerea mai multor expertize, constatări tehnico-științifice, deci implică o serie de traduceri și așa mai departe. Deci se implică o serie de cheltuieli care trebuie, desigur, suportate de către persoana în cauză. Desigur, noi ne străduim pe putință să le facem cât mai mici, cât mai puține aceste cheltuieli, astfel încât persoana să simte oarecum protejată de juriști, de noi ca asociație, atunci când noi oferim consultații. Să fim cu un pas mai înainte de alte grupuri de juriști, de barouri, de avocați, care oferă consultații juridice, sigur, din start, pentru bani, contraplată. Am înțeles. Dar aveți deja persoane care au venit să se adreseze? Da, sigur, eu chiar înainte de această emisiune, cu dumneavoastră am primit un cetățean care a avut două probleme, una de furt. În cazul dat a avut loc un furt nedepistat, din păcate, de către organele de poliție, aflându-se chiar și făptuitorul, și adresa, și telefonul, și martor existat, însă, din păcate, nu a fost găsit făptașul. Și al doilea caz a fost de recuperarea prejudiciului material și moral cauzat de încheierea unui contract individual de muncă. Deci nu i s-a plătit foarte simplu omului salariul pe 2 luni de zile, pe ultimele 2 zile, și a fost disponibilizat.
Deci asta este ultimul caz. Da, în general, cu ce fel de probleme vin oamenii? Care sunt cele mai frecvente? Oamenii vin cu tot felul de probleme, foarte diferite, începând de la actele necesare. Îi trebuie simplu omului să cunoască care acte trebuie pentru depunerea dosarului de privatizare a lotului de teren. Sau, acum am avut un caz recent de întreabă tinerii specialiști cu studii peste hotare, în special în România, dacă au dreptul la indemnizația pentru tânărul specialist acordată de guvern sau nu au, dacă și-au făcut studiile peste hotare, bunoar în România. Deci spectrul de probleme cu care se adresează cetățenii la noi este unul dintre cele mai variate. Și se adresează începând cu oamenii de la țară, din sate, până la pedagogi, medici, oameni consacrați, dar mai puțin în domeniul juridicului. Care alte activități își propune să le desfășoare asociația dumneavoastră, Asociația Juriștilor Creștini Democrați? În activitatea noastră vreau să spun că am depistat o serie de inadvertențe, de colapsuri, să spunem așa, juridice, care vin din legile adoptate de către legiuitor. De ce noi o să venim, vom studia în cadrul nostru de juriști, vom studia unele acte legislative și vom veni cu anumite propuneri, cu inițiative legislative de adoptarea unor acte normative care ar facilita respectarea și, în principal, implementarea în realitate, în practică, a drepturilor cetățenești. Vor fi, probabil, anumite legi în ceea ce privește respectarea drepturilor consumatorilor. Vor fi o inițiativă cu sigur care o vom lansa, va fi interzicerea introducerii în produsele alimentare a produselor modificate genetic, introducerea a iaurilor, așa zise. Bunăoară acum în Europeană a apărut această interdicție la care noi trebuie să aderăm. Vom face anumite inițiative în domeniul legii privind administrația publică locală. De asemenea, vom iniția ca să fie neapărat introdusă o unitate obligatorie de jurist în fiecare unitate administrativ-teritorială, în fiecare primărie. Noi cunoaștem astăzi un fapt regretabil, de fapt, însă este existent. În multe primării cu 3, 4, 5 mii de oameni, de locuitori, nu există la primărie o unitate de jurist. Oamenii vin la primărie și se consultă cu asistentul social, cu primarul, cu secretarul Consiliului Local pe problemele juridice. Însă un jurist, un specialist în ale dreptului nu există. Și atunci toată localitatea este nevoită să aleze sau la raion, sau pe la cunoștință și să obțină informații juridice de proastă calitate. Și respectiv să încheie unele acte juridice din urma cărora nu are de tras niciun folos. Deci noi considerăm la prima etapă că este necesar să acordăm asistență juridică acestor primării, iar în a doua etapă este să venim cu inițiative, cu propuneri, ca să fie neapărat în fiecare primărie instituită această funcție de jurist, care să acorde consultații juridice atât cetățenilor, în primul rând, iar în al doilea rând să acorde consultații juridice chiar și administrației publice locale, pentru că noi știm foarte bine că mulți primari nimeresc să fie din rândul medicilor, pedagogilor, din alte categorii sociale și nu prea cunosc ei ceea ce înseamnă de multe ori la investire o decizie a Consiliului Local, ce drepturi și obligații survin din adoptarea unui astfel de document. Nu știu cum se întocmește și ce valoare juridică are o dispoziție a primarului. Nu știu de deseori cum se organizează licitațiile de vânzare, de înstrăinare a bunurilor din patrimoniu public sau privat a unităților administrativ-teritoriale. Deci nu cunosc multe instrumente juridice care le-ar facilita activitatea de zi cu zi. Și de asta, în opinia noastră, depinde și administrarea bună a afacerilor locale, în orice localitate. Deci este un aspect care noi batem alarma asupra acestui lucru și credem că autoritățile publice centrale se vor apleca la această inițiativă și vor da curs acestei inițiative, de fapt, cerințe, într-un fel obligatorii a administrației locale de astăzi.
Cum pot să vă găsească cei care au nevoie de ajutorul dumneavoastră? Cum să vă sune, unde să vă caute, cum să vă contacteze? Vreau să vă spun că noi recent am lansat o pagină web, un site al nostru, pe care am publicat mai multe informații utile, publicăm acțiunile promovate și implementate de noi. De asemenea, am deschis informații unde juriștii noștri începători pot accesa legislația noastră, dar și acquis-ul comunitar. Avem o pagină care se numește agcd.blog.com, care poate fi accesată de orice persoană de la rețeaua internet și la telefoanele noastre care sunt de asemenea indicate pe această pagină. Este numărul de telefon 927671, telefonul fix, și mobil 079-601554. Înțeles. Deci, aici punem punct discuției noastre. Cei care sunt interesați să vă contacteze, vor face, cred că vom reveni, mai ales că n-am reușit astăzi să discutăm despre toate problemele care există, pe care le au cetățenii Republicii Moldova, problemele juridice. Sunt și un șir de subiecte la fel de interesante, care țin nu doar de interesele omului de rând, ci și de interesul mai larg al cetățenilor. Dar despre aceasta în altă, cu ocazia altei discuții. Acum le mulțumim tuturor pentru atenție. La revedere!